Ponta, despre mitingul PSD pentru familie, Cariaci Moral Fereru subliniere INE, Tereies la Bucure subliniere Ticu secretarele, au amante mai tinere decât fiicele. Victor Ponta reacționează la subliniere tirea ce PSD va organiza un mare miting în Bucure subliniere T pentru susținerea referendumului pentru familie. Fostul premier se dezlântuie la adresa fostsublinierătilor colegi de partid, pe care îi acuz ce deturnează demersul în scop politic. Într-un text de autoritate fără precedent, Ponta vorbe sublinierete despre conduita morală a unor politicieni. Nu mai suport ipocrizia și minciuna unor politicieni care depasesc orice limita a bunului simț. Haideți să facem un meeting uriaș să ne explice Liviu Dragnea cum este el un exemplu și cum trăiește el în familia tradițională. La același meeting să ne spună liderii noștri politici cum îi lasă vestele acasă în județe și trăiesc la București cu secretarele cum au amante mai tinere decât fiicele cum îi promovează iubitele în funcții de la stat și în consilii de administrație cu salarii mai mari decât un medic sau profesor cum se uita în timpul sedintelor de vot la filme și poze pornografice cum pleacă în străinătate pe banii Parlamentului și stau doar în camera de hotel cu consiliera mai tineră cu 25 de ani decât ei cum dau bani cu nemiluiți copiilor și considera că asta este suficient pentru educație și familie tradițională. Stiti proverbul. Să faci ce spune Dragnea, nu ce face Dragnea. Dar chiar este el cel care poate să arunce primul cu piatra? Punct. Cunosc demersul pornit de liderii ai cultelor religioase și alții oameni de bună credință cu o mentalitate tradițională, poți să fii sau nu de acord cu acest subiect, dar nu poți să te uiți cum îl confiscă niște cariati moral, fără rușine. Consider că tocmai inițiatorii ar trebui să ia poziție publică împotriva acestei înjosiri a unor idei în care ei cred cu onestitate. Respectul pentru ceva sau cineva nu se face prin mitinguri. Iti iubesti si iti respecti sotia, zocul, copiii, parintii, prin gesturi zilnice de bun simt. Asta e normalitate, să le dai stabilitate, să încerci să îi faci familia să trăiască mai bine. Trai bun și decent este ceea ce vrea orice familie, tradițională. Adevărul e că familiile nu trăiesc mai bine cu Liviu Dragnea la putere, familiile au mai puțin bani. Sunt afectate de prețuri mărite prin inflație, sunt supărate că văd o politică agresivă, lipsită de bun simț. Familiile tradiționale sau netradiționale își doresc echilibru și predictibilitate, vor școli bune și sigure, spitale curate, respect pentru cetatean, siguranța pe străzi, respect pentru valori. Pentru asta ar merita să facem meeting-uri, nu pentru demagogia unor politicieni cinici și ipocriti. Ultimii din lume îndreptați să vorbească despre familia tradițională sunt Dragnea și Gasca lui de baronii morali. Acestia doar confisca subiectul și îl folosesc politicianist pentru invrajbirea societății și câteva voturi de la naivi. Si
fiindcă ceva am rezolvat toate problemele guvernării României și a mai rămas aceasta acum este clar. Metingul ordonat de preacuviosul Liviu Familistul exemplu, o să oprească și inflația, o să facă și salariile din sanatate și educație mai mari, o să aducă fonduri europene și investiții și o să distrugă și statul paralel. De data aceasta nesimțirea este mult prea mare. Demersul lui Liviu Dragnea este încă un exemplu de impostură, minciună, manipulare și împingere a României într-o zonă de societate feudală asuprită de baron de Strabalati care însă pozează zi de zi în ceea ce nu sunt. Poate acum ne trezim ca societate și mergem la un meeting adevărat nu organizat pe bani publici cu oamenii angajați la stat, în care să spunem ajunge, prea multe prea mult.